iartă-mă pentru nopțile tale nedormite. Mamă, iartă-mă pentru zilele mai puțin fericite. Am greșit de atâtea ori, nu te-am ascultat, dar mereu te-ai rugat pentru mine, mamă, te-ai rugat. Să rupt mâna, mamă, suflet drag, ce m-aștepți mereu cu dor un prag. Doamna Paroscăvea, bună ziua încă o dată! Bună ziua! Și bine am venit în casa dumneavoastră, în ograda, am pășit cu dreptul, în zi de sărbătoare pentru dumneavoastră. Cine credeți că ne-a trimis încă orice astăzi? Asta numai decât pășit de la Moscova. De cine aveți la Moscova? Păi, Elizaveta cu Ruslan și Tamara cu Fred. Nu? De la Italia, dar asta. Cine e? Poate și de la Lenuța și de la Valera, pe alt și nevoie. De la Mezena, pasi. Doamna Elena și domnul Vadeva a hotărât să vă surprindă. E tare așa un torș minunat pentru dumneavoastră inscripția la mulți ani. Chiar, mulțumesc, da. Așa nu știu să-ți zice. Așa și era. Doamna Paroscăvea, Elena și cuginerile dumneavoastră, împreună cu copiii care sunt acasă și care sunt și mai departe, vă au dus în dar așa un buchet mare de flori pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Așa, mai jos? E că așa, țineți cum o ținem eu. Iar așa, dacă sunteți gata să auziți, doamna Paroscăvea, copiii dumneavoastră au pregătit și un mesaj de felicitare cu ocazia zilei de naștere. Am să rog Felicia de a citi mesajului. Pe 14 noiembrie s-a născut cea mai dragă ființă pe care am cunoscut-o până acum și pe care o voi cunoaște vreodată. S-a născut femeia care avea să mă poarte în pântece, să-mi dea naștere, să pună fericirea mea în întâia fericirii ei, să mă crească, să mă iubească și să-mi ofere tot ceea ce îmi doresc. Dacă nu ți-am spus-o niciodată, ți-o spunem acum. Îți mulțumim că existi, îți mulțumim că ești mama noastră, îți mulțumim că ai avut răbdare cu noi, îți mulțumim că nu ai încetat niciodată să crezi în noi. În această zi specială ne rugăm la Dumnezeu să te ție sănătoasă și puternică, fericită și liniștită și tot ce este mai bun să-ți ofere ție, pentru că le merezi din plin. Iartă-ne dacă te-am supărat vreodată cu ceva. Noi te iubim și te prețuim foarte mult. Ești cel mai minunat om din viața noastră, cea mai dragă și scumpă. Întotdeauna ne-ai susținut și ne susții. Ne ajuți și te bucuri pentru orice succes de-al nostru. La mulți ani fericiți, scumpa noastră mamă! Vă mulțumesc. Vă mulțumesc la toți, împreună, pare rău că nu lângă noi, dar Dumnezeu să fie sănătate. Le mulțumesc tare frumos și tare mult le mulțumesc din partea la așa cadou, nu l-am așteptat. Și vă mulțumesc și nevoastre, Dumnezeu să vă fie sănătate, la tăți, la amândoi și la tăți copilașii noștri, să le mai zic pe nume sau la tăți că avem de amul Valera cu Lenuța, le mulțumesc foarte mult, lui Ruslan cu Elizaveta, împreună cu Ruslanica, le mulțumesc foarte mult și lor. Avem pe Predrag și Tamara, împreună cu Deancic, le mulțumesc și lor foarte mult. Nu m-am așteptat la așa ceva, dar îi doresc multă sănătate, multă, multă sănătate și lor succes în toate, fericire și Dumnezeu să-i păzească, să-i aibă în pașii. Și așteptăți acasă. Îi așteptăm. Și pentru soția mea care stă alături de mine întotdeauna și doresc și de-amun înainte până la vieți bătrâniți să trăim împreună, îi doresc o ani buni, sănătate și pace și sunt fericit cu o cântare cântată de Nicolae Glib. Bye.
domnul Gheorghe. Sănătate! Bă, eu stai la germani. La germani. Vă mulțumesc la toți. Nu mă așa. Vă mulțumesc la toți. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, Tamara. Fredac, vă mulțumesc și vouă. Mulțumesc. Vă așteptăm după nici pandemie. Poate măcar la anul august. Nici nu ne-am așteptat, vă mulțumesc. La mulți ani, mamă. Da, doamne. Da, doamne. Cât a voi Dumnezeu. Suflet drag, ce mă aștepți mereu cu dorul-n prag. Sărut ochii tăi ce-n taină plâng, mamă, la tine-i al meu gând. Sărut mâna ce m-a legănat, sărut sufletul tău, mamă, curat. Cea mai bună mamă în lume ești, la mulți ani, măicuța mea, să trăiești. La mulți ani, măicuța mea, să trăiești.